Dacă tot a venit vara și se apropie concediile, vă recomandăm și noi o localitate unde puteți petrece câteva zile de relaxare alături de cei dragi. Este vorba despre orașul Moco din Ungaria. Moco este primul oraș din țara vecină care este situat undeva între Nădlac și Szeged, chiar pe malul drept al râului Mureș în partea de sud-est a Ungariei. E un oraș nu foarte mare, având 26.000 de locuitori și este înfrățit cu Sân Nicolau Mare. Moco este un orășel mic și cochet care are un strand ultra modern, foarte apreciat de turiști pentru serviciile de calitate. Dacă ajungeți aici, inevitabil trebuie să vizitați primăria, o clădire cu un design interesant, în fața căruia este statuia marelui revoluționar maghiar. Continuați tot pe partea aceea până ajungeți la o fântână arteziană foarte frumoasă, înconjurată de multe bănci, unde vin de obicei localnicii să se odihnească sau să se bucure de întâlnirea cu ceilalți. Dacă continuați plimbarea, veți admira cât de curat este acest oraș de pe malul Mureș. Va trebui de multe ori să vă opriți să citiți pe fiecare statuie pe care o veți întâlni, pentru că sunt o mulțime. Și așa încet veți pătrunde în istoria zbuciumată a acestui loc și veți încerca să-i cunoașteți tainele. Dar mai multe despre acest oraș minunat aflați în emisiunea Itinerarii de Suflet, duminică de la ora 12.